Primul foișor inteligent din România a fost construit în cadrul proiectului Tabăra Meseriașilor din țara lui Andrei și donat municipiului Târgu Jiu. Acum, construcția la care au muncit ore în șir 50 de copii din Gorj arată dezastruos. Plăcuțele din lemn sculptate cu motive tradiționale au fost efectiv călcate în picioare de vandali, iar ornamentele de pe felinare au fost complet distruse. Reprezentanții autorităților locale merg din două în două zile să repare foișorul. Nu știu dacă mai are puțin și pică, pentru că vreau să vă spun că din două în două zile, sau să nu exagerez, din trei în trei zile îl reparăm. Îl reparăm nu din alte motive, îl reparăm din motivele pe care le știți. Este vandalizat. Cei care merg în zonă nu înțeleg că trebuie să avem grijă de toate obiectivele pe care le avem în parc și pe insuliță, de toate dotările pe care le-am făcut acolo. Tinerii care au venit să se relaxeze astăzi în foișor au rămas profund dezamăgiți când au văzut cum arată construcția. După părerea mea, oamenii din ziua de azi și cam bajoc de lucrurile venite din partea statului și toate lucrurile gratis făcute pentru ei. Înainte era foarte frumos, după cum se vede, toate lucrurile sunt rupte, hamacele, totul. Acum, ce să zicem? Erau tablițe pentru copii să scrie cu cretă, toate astea, și erau tot felul de înjurături, toate vorbările. Se puteau încărca și telefoanele și tabletele. Da, și acum vedeți, sunt prizele rupte, cablurile rupte, totul. Crezi că merităm să avem lucruri așa frumoase? Cred că nu merităm. În momentul nu știm să le... Nu merităm. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu au trimis deja solicitări la mai multe licee cu profil tehnologic din județ pentru a vedea unde îl pot muta. Asta dacă vor mai avea ce. Am făcut deja solicitări la câteva licee, câteva unități de învățământ, pentru a purta discuții vis-a-vis de mutarea acestui foișor inteligent la unul dintre liceele tehnologice, care a participat prin elevii săi la construirea lui. Foișorul este dotat cu panouri fotovoltaice și asigură iluminatul pe timp de noapte. Mai mult, cei care vor să se relaxeze aici își pot încărca telefoanele sau laptopurile. Pentru a-l muta de pe insuliță, autoritățile locale trebuie să obțină și acceptul celor de la OMV Petrom, compania care a finanțat proiectul.